Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina! Haideți să vedem pentru luna decembrie ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dragii mei nativi din zodiile Berbec, Leu și Săgetător. Să vedem cam cum va fi relația noastră cu persoana dragă în luna decembrie. Ce mesaje ar dori aceasta să vă transmită? Începem cu dragii mei nativi din Zodia Berbec. Primul mesaj am nevoie de tine. Deci, în luna decembrie, s-ar putea ca persoana dragă să vă declare faptul că are nevoie de dumneavoastră. Ce este atât de special la el, ea, s-ar putea să încerce să vă cucerească și să vă atragă de partea dânsei sau dânsului. Te simt lângă mine, chiar dacă nu suntem împreună. Se gândește la dumneavoastră și este foarte dor de dumneavoastră, dacă sunteți separați, va încerca o, să găsească o cale de împăcare. Ești persoana potrivită la momentul nepotrivit. Poate și dânsa are pe altcineva, momentan, sau momentul în care v-ați cunoscut avea pe altcineva. Relații extramaritale. Iată, poate este chiar căsătorită această persoană. Dar se gândește la dumneavoastră și are nevoie de dumneavoastră. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din Zodia Berbec pentru luna decembrie un mesaj de la oracolul fazelor lunare. Ce ar dori acest oracol să vă transmită în luna decembrie? Dacă a căzut acesta chiar pe Zodia dumneavoastră, îl vom păstra pe acesta preia controlul și fă prima mișcare, iată. Deci faceți prima mișcare către persoana dragă, persoana dragă poate este mai timidă și nu îndrăznește să se îndrepte către dumneavoastră să facă dânsa prima mișcare, așa că treceți la acțiune și puteți foarte bine să-i faceți dumneavoastră o declarație persoanei dragi, să vă exprimați sentimentele față de dânsa. Deci, în luna decembrie, trebuie să acționați către persoana dragă și să vă exprimați sentimentele față de aceasta. Haideți să vedem pentru luna decembrie, pentru dragii mei nativi din Zodia Berbecu, un mesaj de la Tarotul Iubirii, cum va fi relația noastră cu persoana dragă în luna decembrie. Și avem infidelitatea. Haideți să vedem. Ce se întâmplă cu acest card. Ce a ieșit acesta. Așa, deci avem. <coughs> Aceasta e una din puținele arcane care exprimă aspecte nefaste când apare în poziție normală. Reflectă o situație nefastă plină de pericole și schimbări pe care nu le poți controla și care își au rădăcinele în decizii greșite și în acțiunile trecute ale căror consecințe nefaste le suporți acum. Prezice o relație amoroasă bazată pe interese, trădări, minciuni, aventuri extraconjugale, însoțite de gelozii absurde față de feința cu care conviețuiești. Da, și mesajul cu relația extramaritală spunea cam același lucru, că există aici un trio. Poate fi vorba de asemenea și de o sarcină nedorită care va fi cauzată de o neînțelegere. Sfat, să nu ai încredere în nimic și în nimeni decât în Dumnezeu. Situația este critică. Iubește și fă ce vrei, spune Sfântul Augustin. Este momentul să te întorci la valorile durabile ale iubirii autentice. Singura ființă care nu te va trăda niciodată este Dumnezeu. Făți-l prieten pe Dumnezeu, el nu pierde niciodată nicio bătălie, el poate fi cel mai puternic prieten al tău și cel mai bun. Nu rata această relație unică de dragul unei oportunități pline de compromisuri. Devin-o la pieptul lui și el îți va da aripi ca să te din nou. Iată, aveți încredere în divinitate, pentru că aveți sprijin divin în tot ceea ce întreprindeți și aveți grijă să nu faceți prea multe compromisuri doar de dragul de a nu o pierde pe persoana dragă. Deci trebuie să țineți cont și de ceea ce vă doriți dumneavoastră. Nu trebuie să faceți întotdeauna doar ce îi place persoanei dragi. Trebuie să mai facă și dânsa compromisul, ca să zic așa, să facă ceea ce vă place dumneavoastră. Haideți să trecem mai departe la dragii mei nativi din Zodia Leu, să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră în luna decembrie, ce ar dori aceasta să vă transmită. Primul mesaj, te rog să mă asculți, el sau eu, alege. <laughs> da, deci încearcă să vă aducă niște argumente, pentru a nu vă despărți de această persoană dragă, poate dumneavoastră ați luat decizia să vă îndepărtați de dânsa și trebuie să luați și până la urmă o hotărâre împreună, dacă mergeți pe drumuri separate sau nu. Nu poți să gândești limpede în prezența ta. Persoana dragă încă se pare că are sentimente puternice pentru dumneavoastră și este intimidată de dumneavoastră. Ești persoana potrivită la momentul nepotrivit dar e posibil să aibă pe altcineva momentan. Cred că mă înșeli. <laughs> da, deci probabil că și pe, pe dumneavoastră vă vede ca fiind foarte atractiv și imposibil să nu aveți alte opțiuni. Se gândește poate că vă îndreptați atenția către altă persoană și vrea să fie sigură că nu o veți răni până la urmă ar dori să discute cu dumneavoastră, să clarificați situația, să-i spuneți clar ce simțiți pentru dânsul dânsa, pentru a nu suferi mai târziu. Haideți să vedem un sfat de la oracolul fazelor lunare de la, pentru, dragii mei, nativ din Zodia în luna decembrie, Munca grea de până acum începe să dea rezultate. Iată, foarte frumos. Deci, stați liniștiți că în luna decembrie veți culege roadele muncii dumneavoastră. Poate efortul dumneavoastră de a avea o relație împlinitoare și fericită cu persoana dragă acum începe să dea roade și va vă, vă aprecia și persoana dragă mai mult eforturile dumneavoastră. Haideți să vedem și de la Tarotul Iubirii pentru luna decembrie un uh, sfat, un mesaj pentru dragii mei nativi din Zodia Leu. Cam cum va fi relația noastră în luna decembrie persoana dragă. Și avem cumpătarea. Să vedem cine transmite această carte. Acest arcan evidențiază aspecte benefice ale personalității tale, fiindcă ai acționat conștient și în modul cel mai armonios cu putință și fiindcă ai făcut tot ce era posibil și în același timp benefic în căutarea unei bune relații, te bucuri acum de pace, de ordine și de armonie cu tine însuși și cu cei din jurul tău. Foarte frumos! În cuplu se reîntorc armonia și echilibrul după o perioadă destul de tulbure. Dacă te afli într-o criză existențială, nu dispera. A venit momentul să găsești un îndrumător iluminat și drept și, de asemenea, o iubire sinceră, afectuoasă. Foarte frumos, iată un nou început, se pare, plin de succes și de iubire și pasiune. Când arcanele apropiate o confirmă, arcana cumpătarea poate anunța sfârșitul benefic al unei relații, de exemplu un divorț dorit de mult timp sau recâștigarea libertății pierdute într-o relație sufocantă și nedorită. Este bine să vă eliberați de persoanele toxice din viața dumneavoastră, așa că este un mesaj pozitiv de la această carte. Sfatul acestei cărți fii atent la pasiunile și la dorințele necontrolate cântărește argumentele pro și contra și acceptă transformarea benefică și creatoare pe care destinul ți-o scoate în cale. Da, deci se pare că va fi o lună pozitivă din punct de vedere sentimental. Veți scăpa de persoanele toxice din viața dumneavoastră și veți ajunge să aveți o relație de iubire foarte frumoasă alături de persoana dumneavoastră iubită, care se pare că... Vă va oferi, în schimbul atenției și afecțiunii dumneavoastră, foarte multă atenție și, până la urmă, după cum spunea și aici, în cuplu se reîntorc armonia și echilibrul după o perioadă destul de tulbure. Deci veți, veți ajunge să aveți o iubire și o relație sinceră și afectuoasă cu persoana dragă. Așa că mult succes și multă iubire vă doresc în luna decembrie. Haideți să trecem mai departe la dragii mei nativi din Zodia Săgetător. Să vedem ce ar dori persoana dragă să vă transmită în luna decembrie. Primul mesaj. Mă fac să îmi doresc să fiu o persoană mai bună. Aleg pe altcineva. Ești prea independentă. Asta mă face să mă simt nesigur. Da, probabil că vede că vă descurcați foarte bine și fără persoana dragă. Sunteți independenți și se gândește că poate și dumneavoastră puteți în orice moment să alegeți pe altcineva. Și atunci persoana dragă are o teamă de a nu fi rănită și părăsită de către dumneavoastră. Mă ignor intenționat. Se simte foarte vulnerabilă în fața dumneavoastră. Haideți să mai vedem un mesaj de la aceasta. Îmi pare rău că m-am purtat urât cu tine, da. Deci dacă v-a cu ceva, acum se simte vinovat, ar dori să îndrepte lucrurile, dar nu știe dacă și dumneavoastră sunteți dispuși să o iertați pe această persoană dragă. Deci în luna decembrie s-ar putea să încerce să vă recucerească. Însă în cazul în care o veți ignora, se pare că se va îndrepta către altcineva pentru că după cum ați văzut, vă spunea și dânsa că se pare că consideră că vă descurcați foarte bine și fără dânsa, fiind foarte independenți. Haideți să trecem mai departe, să vedem un sfat de la oracolul fazelor lunare pentru luna decembrie, pentru dragii mei nativi din Zodia Săgetător. Echilibrează spiritualitatea cu pragmatismul. Deci, iată, trebuie să fiți cât mai pragmatici în luarea deciziilor. Ascultați-vă și inima înainte de a lua o decizie definitivă în ceea ce privește această relație. Dar gândiți-vă și la argumentele pro și contra pentru ca mai târziu să nu regretați că ați luat acum o decizie pripită. Deci adunați cât mai multe informații necesare pentru a lua o decizie corectă, eventual discutați cu persoana dragă și vedeți dacă se mai poate face ceva ca să îndreptați lucrurile între dumneavoastră și dânsa. Trecem la tarotul iubirii, să vedem în luna decembrie ce mesaj vă transmite tarotul iubirii pentru dragi mei nativi din Zodia Săgetător și avem transformarea benefică creatoare. Să vedem ce semnificație are această carte. Transformarea presupune de cele mai multe ori confruntarea cu necunoscutul, și în unele situații poate fi chiar dureroasă. Așa e imperios necesar pentru ca lucrurile să evolueze. Pentru a ieși dintr-o situație critică, deja de nesuportat, trebuie doar să renunți la confortul călduț și să accepti odată pentru totdeauna transformarea benefică. Neprevăzutul șterge ceea ce există și pune în mișcare ceea ce încă nu există. Poate fi vorba de dragoste la prima vedere pentru cineva care este singur, de o criză în cuplu revelatoare pentru acela care deja este într-o relație de cuplu sau de o separare dureroasă, dar fructuoasă, când relația a ajuns la finalul său și nu mai împlinește pe niciunul dintre membrii cuplului. Iată, deci poate este mai bine să vă detașați de această persoană. În orice caz să stați la distanță de persoanele toxice din viața dumneavoastră pentru că se pare că există o persoană mai potrivită și cu care veți avea o relație fericită de iubire. Sfatul acestei cărți evită orice tentativă aventurieră. Pericol evident, întoarce-te și reconsideră acțiunile pentru a evita ceva care poate fi și mai rău. Iată exact ce vă spuneam. Gândiți-vă foarte bine înainte de a lua o decizie, nu vă grăbiți pentru, după cum vă spunea și această carte, pentru a evita ceva care poate fi și mai rău. Deci se pare că totul va fi bine, doar că trebuie să nu luați decizii pripite. În luna decembrie vă doresc o. Lună minunată, plină de sănătate, noroc, voie bună, veselie și multă iubire, bineînțeles. Vă aștept cu mult drag pe viitor și vă doresc o zi minunată în continuare. La revedere!